Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi o să facem, ia uitați, ciocolată umplută. Oameni de zăpadă de ciocolată, să știți că sunt umplute. Și ia uitați, făcute în aceste forme. Sau așa în semisfere. Eu le-am și închis. Și să vă Sunt arăt cum arată pătrate. aceste, ia uitați. Ia uitați ce minunăție. Și le așezăm așa aici. Ah, ia uitați. Și sunt umplute. Ia uitați-le. Sunt umplute, umplute. Ia uitați. Ciocolată, ciocolată umplută. Vedeți cum iese? Așa arată. Foarte, foarte bune. Așa. Ia să tăiem una să vă arăt cum arată în interior. Aceasta care s-a rupt puțin. Cum arată. Cu nuci sau cu alune. Eu am pus alune umplută cu ciocolată de casă. O puteți pune în tavă și după aceea o tăiați bucățele. Eu mă joc. Eu mă joc cu acestea. Ia uitați-le. Și buburuză. Și plovințele toate sunt umplute. Așa. Și acum. Le dau deoparte și în ultima structură avem nevoie de 220 de lapte care să-l pun aici în două. Și am să adaug 250 de grame de zahăr pudră. 250 de zahăr pudră. Așa. Și acum am să dau pe foc. Să amestecăm până începe să fiarbă. Amestecăm așa cu o lingură de lemn. Sau cu ce aveți în casă. Vedeți? Punem pe foc. Și lăsăm să fiarbă. Ciocolata și o să punem 100 de grame de ciocolată la topit. 150 de grame are un pătrățel. Și am să pun deocamdată 100 de grame. Am să fac pătrățele. Și am să pun totul aici, într-un vas și am să bag la microunde. Am să bag un minut la microunde, deocamdată, la început, și după aceea mai vedem. Vedem dacă s-a topit. Eu mi-am pregătit și personaje. O puteți topi și pe baie de abur ciocolata. Așa.
să facem ciocolată în casă, făcută în casă, cu alune. Puteți pune și nuci, și pistic, ce doriți în interior. Așa, vedeți? O lăsăm să se stupească bine toată. Iată aici. Și amestecăm așa bine. Și 10 minute să lăsăm. Acum să umplem acestea. Vedeți? Deja eu am făcut una care s-a întărit. Să le facem și pe celelalte. Aici o să punem cu lingura. Așa. Și întindem. Vedeți? Punem și întindem așa în sus. Aceasta este ciocolată cu 50% cacao. Am să întind peste tot, în toate golurile aici. Puteți pune de două ori. De două ori ca să nu se rupă, să fie mai coajă, să fie puțin mai groasă. Eu le-am făcut o singură dată, le-am dat și este foarte subțire. Vedeți? Așa, cu pensonașul dăm și acoperim peste tot. Aici avem zahărul pudră cu laptele. Îl mai fierbem încă puțin. Am dat la mai mic. Și acum întindem aici ciocolata. Așa. Acum aceasta o dau la frigider și să umplem alte forme. Să le umplem pe aceste trei de aici. Acestea le-am scos mai înainte. Așa. Și acum întindem așa pe pensonașul. Cine nu dorește să se joace așa ca mine, pune totul într-o tavă tapetată cu hârtie, pune totul și un strat de ciocolată, apoi pune umplutura, un strat de ciocolată deasupra și taie bucățele și gata. Asta la frigider să se întărească. Cred că e bine așa. Să nu lăsăm goluri. Aici avem laptele praf cu zahărul și o să punem 100 de grame de unt să se topească. Punem 100 de grame de unt în interior să se topească. Lăsăm să se topească bine untul. Așa. Aici
O să punem laptele praf și cacao. Aici am 150 de grame de lapte praf. De grame de cacao. O să le cernem așa împreună. Untul se topește. Cernem laptele praf cu cacao. Așa, îl amestecăm bine, bine. Și cu această umplutură o să umplem ciocolata noastră. Avem nevoie și de rom, esență de rom, așa. Apoi avem nevoie de alune, nuci, pistic. Eu le fac cu alune, îmi plac foarte mult alunele. Și puteți pune alune întregi, prăjite, alune măcinate. Așa. Ia uitați. Aici am niște nucă măcinată, rom, esență. Aici am pasta de mandarine și am să fac și cu pasta de mandarine, am să pun puțin în ciocolată, o să ia un gust minunat. Și apoi o să o congelăm, să vă arăt cum o congelez eu, cum o pun la congelator. Așa, nu se lasă așa desfăcută. Așa. Aici am niște stafide din țuică, esență de rom. Ia uitați. Aceasta este rom, rom, rom și aceasta este esența de rom. Așa, și cu stafidele. Și acum să începem să preparăm crema. Aici am pus zahărul cu laptele și a scăzut. După ce a fiert, circa 20 de minute asta pe foc. Așa. Am pus untul să se topească. Aici este bucățică. Și acum adăugăm laptele praf cu cacao. Și adăugăm puțin câte puțin, așa. Până îl incorporăm pe tot. Și amestecăm bine, bine. Și mâine o să terminăm tortul. Astăzi am făcut blatul. Blatul
gratul de vanilie și mâine o să facem crema și o să-l montăm. O să terminăm tortuletul pentru băiețelul meu, pe 24 împlinește ani. Moș Crăciun mi-a adus acest cadou cel mai frumos. Amestecăm bine, bine. Așa. Și acum, această compoziție eu vreau să o împart în trei. Într-o parte o să pun pastă de mandarine, într-o parte să mai adaug puțină ciocolată și într-o parte am să adaug alune. Alune măcinate și alune întregi. Așa. Și o să împart în trei. Aici unde a rămas, am să adaug ciocolată, 50 de grame de ciocolată și am să pun din nou puțin pe foc să se topească. Am să o tai bucățele, uitați câte ingrediente. Deci, în această parte de aici, am să pun, care este deja întigăită, am să pun 50 de grame de ciocolată. Și am să pun din nou pe foc, să se topească puțin ciocolata. La foc mic. Așa. Aici. Am să pun un pic de pastă de mandarine. Am să iau puțin și am să gust dacă mai e nevoie. Și am să amestec. Ciocolata cu gust de portocale, de mandarine. Să văd dacă este de ajuns. Da. Dăm deoparte pasta de mandarine. Și am să adaug alune. Ca 100 de grame de alune. Și amestecăm. Și
punem și câteva măcinate. Așa. Și am să amestec cu nucă. Așa. Și amestecăm bine. Umplutura la ciocolată o faceți cum vă place. Ce gust doriți. Așa arată. Aceasta este cu mandarine. Aceasta este doar cu ciocolată. Am pus ciocolată în interior. Așa, s-a topit. O lăsăm deoparte. Nu am pus romul, să punem și romul, fără rom. Puțin rom aici, puțin rom aici. Chiar dacă am pus să mandarine. Așa. Puțin rom. Să fie ciocolata, trebuie să fie aromată și bună. Așa. Amestecăm. Și acum adăugăm alunele noastre. Și cu alunele praful de alune. Așa. Și umplutura noastră este gata. Aici avem cu alune, aici avem cu mandarine și alune. Ne facem loc aici ca să aducem, să umplem. Aici avem stafide din frică. Frică făcută de casă, bună, bună. Așa. Aici avem crema noastră cu ciocolată. Așa. Fără alune, fără nimic. Și am să pun și puțin rom. Puțin. Și amestec. Și o să avem trei gusturi. Cu mandarine, cu ciocolată și cu alune, mandarine și alune. Să pun aici în acest vas ciocolata. Ca să vedeți mai bine, să se și răcească.
ciocolată. Aceasta este cea cu mandarine. Și o să umplem. O să umplem. Hai, ce o să punem? Și le puneți în punguțe și le dăruiți la cei dragi. Ciocolată făcută de voi, umplută. Pun din nou ciocolata aici și am să termin de umplut ca să fie această formă un singur gust. Acum am să dau la frigider, că vreau să vă arăt și cum se închid. Simplu, mult mai simplu. Ciocolata noastră umplută. Acum am să fac, am să topesc ca să închidem. Am să dau la frigider și apoi să închidem. Ia uitați cum arată. Umplute. Așa. Mai topim puțină ciocolată. Au. Aici avem 100 de grame și topim. Ciocolată sau torone, cum se spune aici în Italia. Facem torone în casă. Unde am pus prima dată. Așa, să pun peste. Facem torone în casă. Puteți pune fel de fel de fructe uscate și alune și fistic. Le puteți și amesteca. Să vedeți ce bunătate. Așa, și punem la topit aici. Lăsăm un minut. Așa, și acum să amestecăm. Așa, cât se topește să vă mai arăt aceste bunătăți. Ia uitați-le. Așa, și luăm câte puțin și închidem deasupra aici. Așa. Și o să iasă de desubt așa, vedeți? Ciocolata închisă. Și în interior o să fie așa. Dacă se vede. Ia. Și închidem bine cu ciocolată. Dacă mai este nevoie, mai topim. Am să luăm la frigider aceasta.
să închidem cele acestea. Așa. Ciocolata noastră este gata. Așa. Acum dăm la frigider să se întărească ciocolata deasupra, făcute în aceste forme sau așa în semisfere. Eu le-am și închis și să vă arăt cum arată. Așa, ia să punem așa aici. Să le scoatem pe acestea, uitați. Ia uitați ce minunăție. Și le așezăm așa aici. Ah, ia uitați. Și sunt umplute. Ia uitați-le. Sunt umplute, umplute. Am să tai și una să vă arăt. Ia uitați. Ciocolată, ciocolată umplută. Ia uitați. Așa. O puteți pune și în aceste punguțe. Vedeți? În punguțe și le dăruiți. Să o scoatem pe ultima, să vedem cum este. Oh. Vedeți cum este? Vă mulțumesc foarte, foarte mult că sunteți alături. Vă urez sărbători fericite, un an nou fericit și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere!